Cine și-a imaginat că în campionatul județean de fotbal nu există crai nici la stadioane, a greșit. Recolta Ostroveni este unul dintre puținele cluburi care la meciurile de pe teren propriu din Liga a 4-a le oferă informații spectatorilor prin viu grai. Și asta datorită domnului Gică Tufiș. Pasionat de fotbal, dar și de meseria pe care o practică, Nea Gică își amintește că a debutat la un meci de fotbal feminin și l-are ca idol pe Cristian Țopescu. La stadionul din Ostroveni sunt din 2008. Am debutat la un meci de fete de Liga 1 între o echipă din Bacău, cred, și nu mai știu cu cine a jucat. Știu rezultatul că a fost 14-1 pentru Craiova. Cum vă documentați? Mă documentez din presă, de pe calculator și chiar din presa vorbită. Cine este modelul dumneavoastră în comentator? Mie mi-a plăcut Cristian Țopescu, a fost de departe cel mai bun comentator, cred că din toate vremurile, da? Festivitatea de premiere va fi făcută de domnul Ovidiu Florescu, antrenorul echipei Recolta Ostroveni. Nea Gică nu este orice fel de crainic, ci unul care a absolvit facultatea de jurnalism, promoția 2014. Da, am absolvit facultatea de jurnalism la Universitatea din Craiova și aș vrea în continuare să fiu un freelancer, așa, din zona de sud. Pe arena Recoltei se ascultă muzică de stadion, dar și muzică populară. La Ostroveni muzica populară este cam pe locul 1, dar eu am și muzică de stadion la alte partide, deci folosesc o muzică foarte bine aleasă, mai frumoasă chiar ca la stadioane de Liga 1. Chiar dacă golurile sunt marcate în stil românesc, ele sunt anunțate pe stadion în stil brazilian. Gol! Recolta!